Bună ziua, dragii mei și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Să vedem de această dată spre ce ne vor orienta atenția dârele din cafeluța aceasta. Ce ne va spune această ceașcă nou despre această zi minunată care ne așteaptă. Este o zi frumoasă de duminică. O zi pe care poate mulți ați așteptat-o să vă relaxați, să vă odihniți foarte mult după o săptămână plină. Țin să vă mulțumesc înainte de toate pentru toate mesajele voastre extraordinar de pozitive și extraordinar de frumoase pe care le primesc de la voi în fiecare zi. Aceste mesaje. <coughs> Sunt unele de binețe, de binecuvântare, de încurajare, iar eu sunt foarte foarte recunoscătoare în momentul în care le primesc, pentru că atunci simt că am un feedback din partea dumneavoastră, simt că tot ceea ce fac nu, nu se face în zadar și am răspunsuri, aceste răspunsuri pozitive din partea voastră. Simt că fără aceste, această activitate a voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să merg mai departe, nu aș putea să fac zi de zi ceea ce reușesc să aduc aici în fața voastră în fiecare dimineață. Vă urez! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc și în această zi minunată pașii spre noi și noi vești, care mai de care mai pozitive, care mai de care mai, mai bune. Iată așa arată ceașca, dragii mei. Este una destul de pozitivă, zic eu, <coughs> pentru voi, pentru noi toți. Dragii mei, ați avut foarte multe piedici în a cumpăra o casă sau în a împărți o moștenire. Parcă cineva v-a blocat, aveți atâtea pietre în preajma voastră, să nu rezolvați această situație, dar să știți că situația în sine o să se rezolve foarte curând. O să reușiți să vindeți sau să cumpărați casa pe care vă doriți să, să o aveți, sau dacă doriți să vindeți, veți, veți reuși acest lucru. Uh, pentru că văd aici că ați primit această moștenire de la cineva din familie și uh, aveți mare nevoie de bani, uh, și astfel încât doriți foarte urgent să vindeți ceea ce ați primit. Uh, să știți că reușiți foarte curând să faceți acest lucru. Pentru cei cu literele V, L, A, B și K. Să știți că pentru cei cu aceste inițiale, greutățile or să se termine. Văd aici că încă de mici ați suferit foarte mult. Poate familiile voastre erau sărace și ați dus... Ați avut multe lipsuri, voi singuri cu puterea voastră v-ați ridicat treptat, ați muncit foarte mult, apoi v-ați făcut familia voastră, v-ați căsătorit, dar se pare că nici acum greutățile nu v-au lăsat, și mereu v-ați întrebat de ce nu pot și eu să fiu fericit sau fericită, de ce nu pot să am și eu zile mai ușoare. Dar iată că a venit timpul să se lumineze și viața ta. Se pare că toate aceste probleme pe care le-ai avut în trecut sunt din cauza sau au fost din cauza de ochiului și a vrăjilor dar o să aveți și voi zile bune, o să fiți fericiți împreună cu familia, pentru că pleacă toate acele zile negre din viața voastră. Vă văd aici numărând banii, dragii mei, fie o să găsești un loc de muncă foarte bine plătit, fie o să-ți vină o sumă de bani dintr-o parte Astfel încât o să scăpați de toate datoriile foarte curând. Văd aici o femeie tânără, frumoasă, cu părul până la umeri. Această femeie ține o găină în mână. Ce este cu această găină? Se pare că această găină face niște ouă fermecate. Aceasta ce înseamnă? Că poate că voi sunteți această femeie, dragele mele, și uh, veți avea uh, foarte mare noroc în perioada care urmează. Uh, fie noroc în dragoste, fie noroc în muncă, fie pur și simplu cu casa, uh, poate veți reuși să faceți uh, uh, schimbările pe care ați dorit de multă vreme să le faceți în casă poate vreți să mă mutați și veți reuși acest lucru. Mai apare aici un șarpe, dragii mei, care aruncă cu venin spre voi mereu. Se pare că acest dușman va a destrămat căsătoria, căsnicia. Această persoană care v-a făcut rău atâta timp, să știți că se află la ananghie în această perioadă, se află în dificultate, Uh, ori va pierde, uh, ori a pierdut deja tot ce a avut. Casă, masă, familie. Uh, se pare că de data aceasta uh, voi o să fiți fericiți, iar această persoană va fi la pământ pentru că uh, Dumnezeu uh, o să o răsplătească pentru tot uh, răul făcut. Adică o să-i ofere uh, tot ceea ce a vrut să creeze pentru voi, o să-i ofere ei. Iată, dragii mei, că avem aici multe lacrimi de fericire care vor veni pentru voi în calea voastră în aceste momente și mai apare aici în fundul cafeluței, să știți, un rățoi care seamănă foarte bine cu Donald. Și este foarte vesel așa și aleargă. Are niște saboți în în lăbuțe, în lăbuțe, în picioare, ca să spunem așa. Uh, ce înseamnă acest Donald? Uh, înseamnă veselie, bucurie deosebită pentru tine în zilele care vor urma. Uh, te vei bucura enorm de mult. Poate că, uh, poate că va veni un prieten drag la tine sau o prietenă dragă din uh, trecut sau poate din timpul școlii. Uh, și această prietenă îți va... Uh, va răstălmăci, ca să spun așa, amintirile trecutului. Ceea ce ție îți va aduce o bună voie și o bună dispoziție. Pentru că aveți foarte multe amintiri frumoase de depănat împreună. În casa voastră, dragii mei, văd că vor intra nepoții sau copiii voștri sau voi o să vă duceți în vizită la ei. O să aveți o veselie în casă, poate o nuntă, poate o zi de naștere, iar această bucurie o să vă relaxeze foarte mult. O să fiți fericiți împreună, în familie sau poate și cu prietenii. Văd că aveți, dragii mei, foarte multe discuții în casă. Sunt discuții despre viitorul vostru al familiei. Aceste discuții o să vă prindă bine pentru că planurile acestea pe care le faceți în viitorul vostru văd că o să se împlinească. De aceea este foarte bine că puneți țara la cale încă de pe acum pentru că este bine ca planul să fie făcut dinainte. Văd aici două cifre, dragii mei: 9 și 7 sunt dăți norocoase pentru voi. Poate, poate vă vin vești minunate, poate plecați la un loc de muncă, poate este o zi de naștere, poate aveți un examen în această dată. Să știți că toate vă vor merge ca pe roate în jurul acestor dăți de 7 și de 9. Mai văd aici că aveți foarte multe drumuri pe care le faceți în această perioadă. Aceste drumuri pe voi v-au obosit foarte mult, nu aveți și voi răgaz să stați ca omul să beți o, o apă sau o cafeluță în liniște, ci toți, tot trebuie să alergați încolo, încoace, tot voi trebuie să faceți, trebuie să adunați, să duceți și să aduceți acasă. Văd aici două inimi albe, dragii mei. Se pare că o să te întâlnești cu partenerul tău de viață. Dacă nu ai partener, o să întâlnești acest partener și acesta va fi iubirea vieții tale. Dacă sunteți soț și soție și sunteți certați, o să vă împăcați foarte repede pentru că vă iubiți, sunteți legați unul de celălalt, nu puteți trăi unul fără celălalt. Uh, văd aici un elefant, dragii mei, și un inel. Uh, căsnicia voastră, să știți că o să devină din ce în ce mai puternică, iar partenerul vostru o să vă dăruiască acest inel. Dacă este soțul vostru, o să vă dăruiască acest inel în semn de, în semn de prețuire și de reînnoire a legământului dintre voi. Iar dacă nu sunteți căsătoriți, o să primiți acest inel uh, ca semn. Uh, Că partenerul vostru vrea să vă ceară în căsătorie. De la drum lung, dragii mei, vă vin vești minunate. Poate plecați în, stră în țări străine, sau cineva din străinătate vine la voi și o să vă întâlniți cu o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult. Poate este tata, poate este mama. Poate este fratele, și o să aveți o discuție foarte uh, importantă. O discuție foarte bună care uh, vă va face să luați anumite decizii pentru viața voastră. Uh. Să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Dorința voastră se va împlini foarte repede să știți. Și văd aici că este cineva în casa voastră care uh, va rămâne însărcinată uh, foarte curând, uh, fie că sunteți dumneavoastră, fie că este o soră sau o cumnată sau poate o prietenă foarte apropiată, uh, această femeie va rămâne însărcinată și va fi foarte, foarte bucuroasă. Mai văd aici uh, mulți pești, dragii mei, care vor aduce uh, multă uh, veselie în casă din cauza că veți avea și voi bani pentru tot ceea ce veți avea nevoie. Uh, se pare că bani, uh, o sumă importantă de bani va intra în buzunarele voastre. Acestea fiind zise, dragii mei, uh, asta a fost uh, citirea de astăzi. Eu vă mulțumesc uh, mult pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune.